Fotbaliști înainte și după carantină. Cred că o să vedem niște schimbări destul de mari. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție, un videoclip mai diferit, dacă putem spune așa. Nu uitați să lăsați acolo un like dacă mai vreți videoclipuri de genul, aveți și linkul original în descriere. Astăzi să reacționăm, după cum ați văzut în titlu, la jucători înainte și după carantină. O să vedem ce schimbări s-au produs la aparențele jucătorilor. Probabil cei mai mulți dintre ei au luat în greutate și au schimbat freza, de fapt oricum nu s-au mai tuns. Sau poate s-au tuns la zero, nu știu. O să vedem în acest clip. Și hai să vedem ce avem aici. Primul văd că e Mane. Între timp săracul a mai chelit. Nu știu unde s-a tuns, dar vreau să-mi scurtez și o pereche de pantaloni. Nu știu, dar parcă nu e prea dreaptă linia asta de la păr, hairline-ul, dacă putem spune așa, în engleză se zice hairline, în română nu știu. Freza lui a avut niște schimbări destul de drastice. Hai să vedem pe cine avem mai departe. Știu că am văzut o poză și cu De Bruyne, să vedem dacă apare în acest videoclip. De Bruyne a luat destul de mult în greutate. Hai să vedem care este următorul jucător. Următorul jucător este Sergio Ramos. Văd că Sergio Ramos și-a lăsat barba mai mare. A devenit un fel de Tarzan, așa dacă putem spune. Da, Gianni, Tarzan avea barbă. Și-a lăsat și părul mult mai mare. Da, mai departe îl avem aici pe Aubameyang. Mamă, sărac Aubameyang. Sărac Aubameyang, ce-a pățit Aubameyang la păr. Uitați-vă și voi, frate, cred că am bătrânit cu 20 de ani Aubameyang. Hai să nu fiu rău, să nu fiu rău, cu 10 ani am bătrânit Aubameyang. În poza asta, a doua. De asemenea, ca și Mane, Aubameyang văd că a avut niște schimbări destul de drastice la coafură. Mai departe îl avem aici pe Sancho, care între timp a devenit om al străzii. Se poate vedea după barbă. Da, Sancho n-a mai putut să se tundă, n-a mai putut să-și facă barba. Bă, de bărbire putea să bărbirească, să fiu sincer. Însă și-a lăsat barba cam mare aici și cam neîngrijită. Mamă, cine ăsta, mă, frate? Zici că vine de pe Marte băiatul ăsta. Da, îl avem aici pe Martial și se și potrivește numele. Marte, Martial. Târâdâdâm. Da, l-avem aici pe Martial, care s-a tuns la zero în timpul carantinei. Bă, nu este chiar așa rău, să fiu sincer. Nu știu ce să zic, l-avem aici pe Firmino. La Firmino nu-i se pare foarte mare diferența, în care dinții aia de zici că i-a dat cu VAR. E un fel de Dorian Popa așa wannabe. Oricum e mai șmecher Dorian Popa. Nu mi se pare că s-a schimbat mult. Puțin freza e diferită, însă nu e cine știe ce. Mamă, Messi! Ce ciudat este lui Messi cu părul așa mare, nu știu, mi se pare foarte ciudat. Și a făcut o creastă acolo, văd. Sau poate unde a alergat, poate i s-a ridicat părul unde a alergat. Însă are nevoie și el neapărat de o frizură. Mai departe îl avem aici pe Alisson. Nu știu ce să zic de Alisson, nu pare foarte mare diferența, decât că și-a lăsat părul puțin mai lung. Puțin mai mult mai lung, dar în fine. Îl avem aici pe Dani Alves, care s-a transformat în Dani Mocanu. Da, s-a și vopsit acolo. Nu știu, s-a tuns așa și a lăsat o mini creastă, ca și Dani Mocanu de asemenea. Da, Dani Alves aici. Hai să vedem cine este următorul jucător. Următorul jucător este De Gea, care între timp s-a transformat în Isus, văd. Și a lăsat barba foarte mare. La păr nu pare diferit, doar barba, cum a spus, pare mult mai mare. Barba pe care putea să-și o tundă singur. Aici îl avem pe Bellerin, și-a tuns părul, s-a tuns aici la zero, la fel ca și Martial. Îl avem aici pe Madison de la Leicester, sau Treistariu, cum îmi place mie să-i spun. Are barba puțin mai mare, părul puțin mai mare, însă nu este o diferență sesizabilă la acest jucător. Îl avem pe Immobile, aici chiar că nu e nicio diferență, frate, n-ai cum să zici că e vreo diferență. Sau cel puțin nu mi se pare mie. Arată la fel Immobile, probabil a avut stilist acasă. L-avem pe Fabregas, zici că vine din anii 70 cu mustața aia. Sau când se purta o mustață, în ce an se purta mustață, că nu știu în ce an se purta. Vardy, mamă, Ultra Instinct Vardy, ești nebun. Zici că e din Dragon Ball Vardy aici. Dar l-avem pe Vardy, parcă a mai luat ceva mușchi și pare așa mai supărat. Și așa părea el supărat cam tot timpul, dar acum pare și mai și. Ăsta habar n-am cine e, ăsta e Kepa? Nu e Kepa. Cine e, mă, jucătorul ăsta, că nu știu cine e. L-avem pe Kanté, poza nu se vede foarte bine, poză slab calitativă. Dar nu știam care păr Kanté, what? Eu credeam că e chelios, că nu-i crește părul. Dar se pare că el se tundea la zero, nu știam asta. Chiar mi-aș dori să-l văd pe Kanté cu părul mare, ar fi destul de interesant. Ia, mai avem ceva în acest videoclip? Nu cred că mai avem nimic în acest videoclip. Mă așteptam să vedem și poza lui De Bruyne. Uite, mai l-avem aici pe Goretzka. Băieți, am mai găsit videoclipul acesta, nu știu dacă e la fel de bun ca cel de mai devreme, însă mulți jucători am văzut că se repetă, o să trecem printre ei și îi vom vedea pe cei care nu au fost și în videoclipul anterior. Aici îl avem pe Ronaldo,
Nu cred că arată diferit, doar că și-a lăsat părul mai mare, așa l-avea și înainte, doar că îl strângea într-un band ăsta, man band, nu știu cum se numește, nu văd nicio diferență la Cristiano. L-avem pe Griezmann la fel și el de asemenea strânge părul și strânge de data asta în spate. Din nou, nu este nicio diferență la Griezmann. Alisson a mai fost. Ok, îl avem aici și pe Sterling. Sterling de asemenea ar avea nevoie de o coafură nouă, deoarece nu e prea dreaptă chestia asta. Văd că și-a lăsat și barba puțin mai mare. Vardy a mai fost și în videoclipul trecut. Da, și îl mai avem aici pe Ashley Young. Nici Ashley Young nu știam că are așa mult păr. Credeam că e de asemenea chelios și că nu-i crește lui părul. Însă se pare că și Ashley Young are păr. Iar restul jucătorilor se pare că se repetă. Cam aici a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu am mai găsit alte clipuri cu alți jucători noi decât acesta. Like acolo, hai să strângem și noi 1500 de like-uri la acest videoclip. Aveți linkurile originale în descriere. Eu am fost Gianni, v-am pupat.